sănătate și Doamne ajută, plante și flori din grădina Domnului. În imagine aveți menta bună zis, există mai multe tipuri de mentă, de izmă, menta piperata, propriu zis, pentru că are proprietăți intense, un miros foarte înțepător. E o plantă foarte valoroasă și menta. Am cultivat aici două, trei rădăcini și deja începe să se mulțească. E non-pretențioasă, îi trebuie puțină umiditate, pentru că îi place un sol pe care să se întindă puțin umed. Proprietățile cele mai valoroase pe care le deține este antiemetică puternică, adică combate starea de vomă, grețurile. Un ceai de mentă cu ghimbir ar fi grozav pentru tratarea stării de vomă. Ar mai merge roinița de asemenea. În același timp este un tonic al aparatului respirator, un stimulator. Știți că puțin ulei de mentă și respirăm mult mai profund. Simțim că putem trage aer mult mai bine. Este de asemenea un sedativ al sistemului nervos. Este excepțională pentru stări diareice. Când avem diaree, cărbune vegetal cu un ceai de mentă, eventual coajă de stejar, dar menta o găsim mai repede decât coaja de stejar. Este calmantă în colicile hepatobiliare, când avem crize de fier, zis popular, sau crize, probleme cu colecistul. Se face un ceai de mentă care e foarte calmant, de asemenea pentru dureri gastrointestinale, probleme gastrointestinale, tot ceaiul de mentă este calmant, are un efect sedativ calmant, liniștitor și pentru colicile biliare. Puteți combina, în cazul colicilor biliare, menta cu mușețelul, care sau și mentă și sunătoare, care sunt foarte, foarte bune, au și acest efect calmant. Puteți adăuga câteva frunzulițe în ceaiul casei, pentru ca să fie destul de aromat. Cimbrișor cu ceva mentă, cu flori de tei, cu ceva roiniță, cu ceva muguri de braț sau de pin și avem astfel un ceai excepțional. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru proprietățile pe care le-a pus în această plăntuță. Uleiul volatil de mentă, aș vrea înainte de a încheia să spun că este unul dintre remediile preferate de lecție pe care îl folosesc pentru durerile de cap. Câteva picături la tâmplă sau în zonele dureroase și are un efect calmant, un efect sedativ. Sănătate!